Scumpă Biserica Domnului Iisus, vă invit cu respect să vă ridicați, să onorăm pe Domnul și cuvântul Său, care cuvânt a rămas până la noi, pentru ca să ne manifestăm respectul față de Dumnezeu și ascultarea față de cuvântul Său. În seara aceasta vom citi din Cartea Iov. Este o aparență de incompatibilitate între bucuria unei sărbători și suferința acestui bărbat despre care citesc în această seară, însă îmi place să cred că va fi doar o aparență. Haideți să citim împreună, începând cu versetul 1 al capitolului 1, până la versetul 10 al capitolului 2. Iov 1 cu 1. Era în țara Uț un om care se numea Iov și omul acesta era fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. I s-au născut 7 fii și 3 fete. Avea 7.000 de oi, 3.000 de cămile, 500 de perechi de boi, 500 de măgărițe și un foarte mare număr de slujitori. Și omul acesta era cel mai cuvază din toți locuitorii răsăritului. Fiii săi se duceau unii la alții și dăteau rând pe rând câte un ospăț și pofteau și pe cele 3 surori ale lor să mănânce și să bea împreună cu ei. Și după ce treceau zilele de ospăț, Iov chema și sfințea pe fiii săi. Se scula dis de dimineață și aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot, căci, zicea Iov, poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Așa avea Iov obicei să facă. Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului și a venit și Satana în mijlocul lor. Domnul a zis Satanei, de unde vii? Și Satana a răspuns Domnului, de la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Domnul a zis Satanei, ai văzut pe robul meu Iov? Nu e nimeni ca el pe pământ, este un om fără prihană, curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Și Satana a răspuns Domnului, oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit tu pe el, casa lui și tot ce al lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și turmele lui acoperă țara. Dar ia întinde-ți mâna și atinge-te de tot ce are și sunt încredințat că te va blestema în față. Domnul a zis Satanei, iată, îți dau pe mână tot ce are numai asupra lui să nu-ți întinzi mâna. Și Satana a plecat dinaintea Domnului. Într-o zi, pe când fiii și fiicele lui Iov mâncau și beau vin în casa fratelui lor cel întâi născut, Iov a venit la Iov un sol care a zis, boii arau și măgărițele pășteau lângă ei și s-au aruncat niște sabeene asupra lor. I-au luat și au trecut pe slujitori prin ascuțisul sabiei. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis, focul lui Dumnezeu a căzut din cer și a aprins oile și pe slujitorii tăi și a ars de tot. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis, niște caldeeni și rați în 3 cete s-au aruncat asupra cămilelor, le-au luat și au trecut preslujitori prin ascuțișul sabiei. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis, fiii tăi și fiicele tale mâncau și beau vin în casa fratelui lor întâi născut și deodată a venit un vânt mare de dincolo de pustiu și a izbit în cele 4 colțuri ale casei. Casa s-a prăbușit peste tineri și au murit și am scăpat numai eu ca să-ți dau de știre. Atunci Iov s-a sculat și a sfâșiat mantaua și și-a tuns capul. Apoi, aruncându-se la pământ, s-a închinat și a zis, gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat. Binecuvântat fie numele Domnului. În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi, s-au înfățișat înaintea Domnului și a venit și Satana în mijlocul lor și s-a înfățișat înaintea Domnului. Domnul a zis Satanei, de unde vii? Și Satana a răspuns Domnului, de la cutreierea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Domnul a zis Satanei, ai văzut pe robul meu Iov? Nu e nimeni ca el pe pământ, e un om fără prihană și curat la suflet. El se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. El se ține tare în neprihănirea lui și tu mă îndemn să-l pierd fără motiv, fără pricină? Și Satana a răspuns Domnului,
piele pentru piele, omul dă tot ce are pentru viața lui. Dar ia întinde-ți mâna și atinge-te de oasele și de carnea lui și sunt încredințat că te va blestema în față. Domnul a zis Satanei, iată, ți-l dau pe mână, nu mai cruță-i viața. Și Satana a plecat dinaintea Domnului. Apoi a lovit pe Iov cu o bubărea din talpa piciorului până în creștetul capului. Și Iov a luat un ciob să se scarpine și a așezut pe cenușă. Nevasta i-a zis, tu rămâi neclintit în neprihănirea ta, blesteamă pe Dumnezeu și mori. Dar Iov i-a răspuns, vorbești ca o femeie nebună. Ce, primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul? În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui. Amin. În generația noastră se redefinește atitudinea față de Biserica lui Dumnezeu. Până acum s-a redefinit atitudinea noastră față de Dumnezeu. Acum se redefinește atitudinea Bisericii față de Dumnezeu. Ceea ce s-a întâmplat, deja, s-a întâmplat în interiorul nostru. Acum se întâmplă în exteriorul nostru. Lucrul la care am fost ispitiți să renunțăm a fost viața noastră spirituală privată, sau mai bine zis, activitatea din odăiță, citirea Bibliei, rugăciunea personală, spiritualitatea personală, unde nu vedea nimeni decât membrii familiei. Acum ne-am mutat la o altă etapă, la viața spirituală publică. Vedeți, sunt oameni care nu vin la biserică nici la sărbători. Ce să spunem despre duminicile obișnuite? Și acesta este un trend, e o modă, pur și simplu e o modă a generației noastre. Nu vă vine să credeți că evanghelicii secolului 21 se duc într-o direcție greșită. La nivel de tendință, de ispitire, dincolo de curentul ăsta, e o decizie personală pentru fiecare suflet și pentru fiecare familie. Dumnezeu din cer să aibă milă de noi și să ne binecuvinteze. În această seară o să rostesc o predică în legătură cu sau în contextul acestei sărbători pe care am intitulat-o Omul cu două începuturi sau Imaginea unui tată adevărat. Puțini sunt oamenii care au șansa unui al doilea început, așa cum a fost Iov. Dar Dumnezeu i-a dat lui Iov două începuturi care se constituie într-un fel în două vieți, în aceeași viață. Sau, așa cum aminteam în titlu, Imaginea unui tată adevărat. V-am mai spus odată întâmplarea asta când a fost un botez în apă a ei și Denis Damșa s-a botezat. El era mic, cred că avea în jur de 4 anișori sau 5, când eu și Carmen am mers prima oară în Australia, am vizită la fratele Marius și sora Marcela Gorcea. Și după ce am mers la biserică și acolo unde trebuia să mergem, lucru care a făcut, activitate care a făcut obiectul vizitei noastre, am mers un pic să vizităm țara, am mers cu mașina mai mult, Australia e o țară foarte mare. Și eu m-am apropiat de el, de băiețel, și am tot insistat pe următoarea idee. Tu trebuie să ajungi un bărbat adevărat când te vei face mare, așa cum e tatăl tău. Și tot ce făcea el, eu îi spuneam, tu trebuie să fii un bărbat adevărat. Dacă spunea că e sete, eu îi spuneam, bărbații adevărați pot răbda puțin de sete până când au timp să bea apă sau au apă să bea. Dacă nu era cu minte, eu îi spuneam, ascultă-mă, bărbații adevărați sunt cu minți. Și tot ce făcea el, eu îl bombardam, tu ești un bărbat adevărat, tu trebuie să fii un bărbat adevărat. Și în timp ce conducea Marius, eram toți patru în mașină, el era pe bancheta de spate între noi, între mine și Carmen, pur și simplu din senin a început să plângă. Și cred că tatăl lui l-a întrebat, de ce plângi? Și el, suspinând, a spus, nu mai vreau să fiu un bărbat adevărat. De ce credeți că el n-a mai vrut să fie un bărbat adevărat? Pentru că e o mare povară să fii un bărbat adevărat. Este o uriașă responsabilitate care îți ia dreptul să fii un alt fel de bărbat decât adevărat. E obositor să fii bărbat adevărat.
pentru că trebuie să te neglijezi mult pe tine. Un bărbat adevărat ești atunci când îți dezvolți viața, caracterul și îți folosești caracterul acesta ca să te raportezi la Dumnezeu și la oameni într-un fel demn. Un astfel de stil de viață, din punct de vedere omenesc, este obositor, este greu și împovărător. De aceea Denis a spus, îmi pare rău, dar eu nu mai suport, eu mă opresc să fie cine vrea bărbat adevărat, dar eu nu vreau să mai fiu. În seara asta vreau să vorbesc despre imaginea unui tată adevărat sau, așa cum spuneam, omul care a avut două începuturi. Priviți, vă rog, că exemplul lui Iov este folosit în general pentru oameni care trec prin suferință, pentru că întreaga viață a acestui bărbat este o viață de adâncă suferință. Însă eu vreau să surprind aspectele care privesc, care vorbesc despre Iov ca tată și puțin ca soț. Dincolo de suferința lui, el a fost un om. A fost și el un băiețel într-o zi care s-a jucat pe bătătură, dacă îmi permiteți. A devenit și el un adolescent, un tânăr, s-a căsătorit, a făcut 10 copii, a ajuns un om foarte bogat și foarte faimos. Biblia ne spune că era cel mai respectat om. Scriptura spune despre bogăția lui, era extrem de bogat. Și când îi mergea mai bine, a venit peste el, peste familia lui, o mare nenorocire. Ascultați-mă, nenorocirea poate să vină când cineva este deja nenorocit sau poate să vină când cineva este foarte faimos. Nenorocirea poate să vină oricând. Și oamenii care pierd din vedere perspectiva necazului, a suferinței, nu sunt oameni înțelepți. Trăim într-o lume unde, după zeci de ani de viață, văzând așa de multe lucruri, ne mai întrebăm că de ce cineva suferă. Dar în viața aceasta, suferința este obișnuită. Oricine, oricând, poate să ajungă în suferință. Iar motivul nu-l înțelegem. Vă întreb, dacă în Biblie nu existau capitolele 1 și 2 pe care eu le-am citit în această seară și se spunea numai că lui Iov, un om bogat, i-au murit 10 copii și i s-a prăpădit toată averea și nu se spunea despre ce s-a întâmplat în cer, ci doar pe pământ, cum am fi interpretat cartea Iov? O altă întrebare. Dacă și despre toate celelalte situații în care oamenii au suferit în Biblie s-ar fi spus și ce s-a petrecut în cer, nu doar pe pământ, cât de bine am ști să interpretăm și suferința celorlalți oameni din Scriptură? Noi vedem pe orizontală ce se întâmplă pe pământ. Dar uneori Dumnezeu creează o fereastră, lucru care se numește descoperire, revelație, și putem să vedem că întotdeauna când se întâmplă ceva pe pământ, întotdeauna se întâmplă ceva în cer. Dar noi nu avem acces acolo, însă nădăjduim că prin Hristos vom avea cândva la revenirea sa. Acum, aș vrea să vă spun că pasajul pe care l-am citit în această seară, puțin cam lung, dar mi-am permis să-l citesc cu îngăduința dumneavoastră, a fost să surprind faptul că în acest pasaj sunt 5 tablouri. 3 dintre ele sunt pe pământ și 2 dintre ele sunt în cer. Există o intercalare. Mai întâi se vorbește despre Iov pe pământ. E primul tablou. Apoi, dintr-o dată, al doilea tablou se mută în cer și se spune ce se întâmplă acolo. Ca o consecință la ce se întâmplă acolo, urmează al treilea tablou, care este din nou pe pământ. Urmează al patrulea tablou care din nou se mută în cer și al cincilea tablou care din nou se mută pe pământ. 1, 2, 3, 4, 5. 3 pe pământ și 2 în cer. Haideți să ne uităm un pic din această perspectivă la exemplul lui Iov de tată și să surprindem imaginea unui tată adevărat. Observați, vă rog, primul tablou. Versetele de la 1 la 5. Iov pe pământ. Biblia îl surprinde ca pe un individ. Biblia îl surprinde ca pe un soț, ca pe un tată, ca pe un businessman. Biblia îl surprinde ca pe un om al lui Dumnezeu. Biblia îl surprinde ca pe un tată foarte responsabil și un soț înțelept. Imaginea lui Iov aici este imaginea soțului ideal,
a tatălui ideal și a businessmenului ideal. Este primul tablou, un tată integru, un tată desăvârșit, un tată adevărat. Priviți-l, harnic. Cine a strâns atâtea animale, atâta bogăție? El. Responsabil. Responsabil față de cine? Responsabil la modul general, că atunci când cineva este responsabil, este responsabil oriunde ajunge. Apoi credincios, un om credincios lui Dumnezeu. Apoi prosper, om de succes. Apoi un om respectat. El n-a fost respectat doar pentru unul dintre motivele prezentate de mine, ci pentru toate la un loc. Iov a fost un om holistic, în sensul că lui nu i-a mers bine doar ceva anume, lui i-a mers bine totul. Și încă ceva, a fost un om binecuvântat de Dumnezeu. Uitați-vă, vă rog, în Scriptură. Era fără prihană, cu asta începe Scriptura. Nu cu lucrurile materiale, era fără prihană, avea sufletul curat, se temea de Dumnezeu și evita răul, era detașat de rău. Apoi Scriptura începe să spună despre familia lui, despre cei 10 copii. Uneori ei făceau petreceri, parii, indiferent cum le numim. Și observați că omul acesta nu-i oprea. Nu-i oprea. Nici nu ne spune Scriptura că ei mergeau în altă parte sau altcineva mergeau la ei, dar Scriptura ne spune că nu-i oprea. Însă întotdeauna când se termina parii, el aducea o jertfă pentru ei. Un om așa de ocupat avea timp să se trezească de dimineață, să omoare un animal, să-l taie, să-l pregătească, să-l aducă jertfă și apoi să se ducă la business, la office. De ce? Pentru că el spunea așa, în petrecerea pe care copiii mei au avut-o, poate au păcătuit înaintea lui Dumnezeu. Ei nu se simt responsabili față de Dumnezeu, dar eu mă simt. Și vreau, ca să aducă o jertfă, Dumnezeu să ierte pentru potențialitatea păcatelor pe care ei le-au făcut. Și Biblia ne spune că el îi sfințea pe fiii săi, iar primul tablou se încheie cu următoarea expresie: așa avea Iov obicei să facă. Omul ăsta avea principii, iar principiile se repetă, iar lucrurile care se repetă se numesc obiceiuri. Omul acesta făcea așa întotdeauna și își forma un obicei din lucrurile pe care le repeta. Ce om fericit! 10 copii, bogat, respectat în comunitate, în cercul lărgit al relației lui, avea tot ce îi trebuia. Primul tablou este imaginea succesului lui Iov, a integrității sale, a spiritualității sale. Dacă Biblia s-ar opri aici, imaginați-vă ce am predicat noi despre Iov. Însă Biblia continuă. Și în timp ce se întâmplau lucrurile astea pe pământ, începe tabloul numărul 2, dar în cer. Și în cer, ne spune Scriptura, că a avut loc un consiliu. Și la consiliul acesta era prezent Dumnezeu și Scriptura ne spune că a venit și diavolul acolo. Și primul lucru pe care îl face Dumnezeu este să-l laude și să-l aprecieze pe Iov în fața diavolului. De unde vii? De la cutreierea pământului. Bun, atunci înseamnă că l-ai văzut și pe Iov. Pe unde ai fost? Ai fost și pe unde trăiește Iov. Nu e nimeni ca el pe pământ. Dumneavoastră vă puteți imagina ce solemnitate există în această afirmație. E adevărat că atunci nu existau 7,5 miliarde de oameni. Dar oricum nu erau nici 10-20. Nu e nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană, curat la suflet, se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Am mai întâlnit expresia asta vreodată? Da, în primul tablou, unde Biblia îl prezintă pe Iov. Observați, oamenii l-au văzut așa cum îl vedea Dumnezeu. Un om integru, un om spiritual, un om cu priorități de familie, de business și spirituale. Însă Satana comentează și spune următorul lucru. Eu contest ce spui tu despre Iov. Și începe să-l calomnieze și să-l batjocorească pe Iov înaintea lui Dumnezeu. Și îl acuză că îl comercializează pe Dumnezeu și binecuvântările sale
și se comportă recompensator, adică Iov îți este credincios, îți dă onoare pentru că tu îi dai binecuvântare. El îți dă onoare, tu îi dai binecuvântare, sau invers, el îți dă bine, tu îi dai, Doamne, binecuvântare, el îți dă onoare, că sigur, oricine ți-ar da onoare dacă l-ai face bogat. Oricine ți-ar da onoare dacă i-ar merge bine cum îi merge lui Iov. Atitudinea lui Iov e comercială, Doamne. Dacă tu nu i-ai mai da, nici el nu ți-ar mai da. Ascultă-mă, el nu-ți dă că vrea să-ți dea. El îți dă că te răsplătește, dar și te motivează să continui să-i dai. Atitudinea lui e recompensatoare. Dacă tu nu i-ai mai da, roata se oprește. Aduceți-vă aminte de pistonul din motor, care două curse, se ridică, coboară, se ridică, coboară, Dumnezeu îi dă, Iov îl răsplătește pe Dumnezeu cu o plecăciune, Dumnezeu îi mai dă 5.000 de oi, Iov se mai închină odată. Așa îl prezintă Satana pe Iov. Unul care comercializează binecuvântările lui Dumnezeu și unul care reacționează recompensator, adică îl recompensează pe Dumnezeu cu închinarea lui. Îl recompensează pe Dumnezeu cu neprihănirea lui. Îl recompensează pe Dumnezeu cu sufletul său curat. De asta l-a acuzat diavolul pe Iov. Uitați cum se încheie al doilea tablou. După ce a luat cuvântul și a spus ce a avut de spus, a calomniat și a batjocorit, Satana a plecat dinaintea Domnului. Așa se încheie al doilea tablou. Cum s-a încheiat primul tablou? Așa avea Iov obicei să facă. Așa avea Iov obicei să facă. Un om integru care repeta principiile pe care și le-a construit până când au devenit stil de viață. Și el trăia așa pentru că așa trăia el. În timpul acesta în cer, în timpul unui consiliu divin, Satana are acces. Dumnezeu se laudă și îl apreciază pe robul său Iov pentru neprihănirea lui. Toate sunt legate de neprihănire. Permiteți-mi să accentuez lucrul acesta. Este fără prihană, e un lucru spiritual, nu? Este curat la suflet, e un lucru spiritual, nu? Se teme de Dumnezeu, e un lucru spiritual. Se abate de la rău. A spus Dumnezeu câte perechi de animale are? Nu. Boi, măgari, cămile, nimic. Dar în capitolul 1, unde primul tablou de pe pământ, se prezintă și proprietățile lui Iov. În al doilea tablou se reia caracteristicile spirituale și morale, dar nu se vorbește nimic despre proprietățile lui Iov. Vi se pare interesant? Da? Observați unde sunt necesare lucrurile astea? Observați cât este valabilă influența lor, observați că nu sunt prezente în cer, în Consiliul lui Dumnezeu nu s-a dat niciun număr al animalelor lui Iov, dar s-a spus toate caracteristicile spirituale care s-au spus și în primul tablou de pe pământ, oamenii lui Dumnezeu. De aceea este nevoie să ne construim o viață spirituală, că în cer nu ne va urma nimic din ce este material. Nici o realizare materială, intelectuală, financiară, profesională nu ne vor urma acolo. Acestea sunt doar pentru aici. Acolo ne vor urma lucrurile care țin de spiritualitatea noastră, de pocăința noastră, de caracterul nostru, de etica noastră. Și al doilea capitol, al doilea tablou se încheie, Satana a plecat. A spus ce a avut de spus, a calomniat ce a avut de calomniat, a aruncat bomba pe care avea să o arunce și s-a încheiat. Însă, înainte să se încheie, Biblia precizează că Satana îi sugerează lui Dumnezeu să-l pedepsească pe Iov și să nu-i mai dea binecuvântările care provoacă recompensa închinării sale a lui Iov. Și spune, ia nu-i mai da, probează ce spun eu. Nu-i mai da să vezi că nu-ți mai dă nici el. Că el îți dă, pentru că tu îi dai.
Tu îi dai un dolar, el îți dă o închinare, tu îi dai un milion de dolari, el îți dă o închinare, tu îi mai dai un milion, el îți mai dă o închinare. Rupe jocul și să vezi că el nu se mai închină. El se închină din cauza dolarilor, nu din cauza ta. El nu pe tine te iubește, ci iubește măgarii, cămilele și bogăția pe care i-ai dat-o. Și atunci Dumnezeu îi spune, ok, înțeleg că vrei să-l examinăm pe Iov ca să ne convingem dacă ceea ce face este recompensator sau este inițiator. O face din inițiativă pentru Dumnezeu sau o face ca să-l recompenseze pe Dumnezeu și să-l motiveze să continue să-l facă bogat. Și uitați ce spune Dumnezeu, ți-l dau pe mână, dar de el să nu cumva să te atingi. Dumnezeu nu insistă, nu-l roagă frumos, ci îi poruncește. De el nu te atingi. Și al treilea tablou este din nou pe pământ. Și Satana se atinge, dar nu de Iov. Se atinge de animalele lui. De ce s-a atins? Priviți, vă rog, versetele 13 și 14. Boii și măgărițele s-au dus. Într-o zi. Priviți, vă rog, versetele 15 și 16. Priviți, vă rog, versetele 17 și 18. Priviți, vă rog, versetul 18. Fiii și fiicele tale mâncau și beau. A venit un vânt din pustiu, casa a căzut și au murit toți. Diavolul s-a atins de tot ce avea Iov. Animale, proprietăți, robi, slujitori, de el însă nu s-a atins. Când Iov aude dimensiunile tragediei care s-a întâmplat pe proprietatea lui, în casa lui, în viața lui, omul acesta reacționează. Și reacția lui îl contrazice pe diavolul și confirmă ceea ce a spus Dumnezeu. Uitați cum se comportă omul acesta când Dumnezeu nu-i mai dă. Nu numai că nu i-a mai dat, dar i-a luat brusc și violent, dramatic, tot ce avea. După filozofia diavolului, trebuia să-l blesteme în față pe Dumnezeu. Trebuia să nu se mai închine pentru că Dumnezeu a rupt cursul, jocul. Însă, haideți să ne uităm un pic la Iov. Că el a continuat exact cum spune la sfârșitul capitolului 1. Așa avea obicei să fac. Iov nu și-a schimbat obiceiul. Dumnezeu nu l-a mai binecuvântat. Dacă diavolul avea dreptate că reacționează recompensator și comercializează ce primește de la Dumnezeu, îi dă și el ceva în schimb și atunci e 1-1, 1-1, 1-1, de data asta la Dumnezeu e 0, și la Iov este 1. Uitați ce spune Scriptura. Iov, când a văzut ce s-a întâmplat, când a auzit ce s-a întâmplat, a început să reacționeze. S-a sculat și a rupt hainele de pe el, dar, ca să precizez, vă mai aduceți aminte că în vremea aceea se purta cămașă și manta și a rupt mantaua, să ne înțelegem. Și a tuns capul, s-a aruncat cu fața la pământ și fără să mai primească ceva, s-a închinat. Este glorios. Ați trecut vreodată printr-un necaz foarte adânc? Ați observat cât de greu mai este să te închini? Uitați-vă în generația noastră la oamenii care trec prin drame foarte mari. Au dificultăți să mai vină la biserică. Au dificultăți să se mai roage. Nu că nu mai sunt credincioși în inima lor, dar îi pune jos suferința. Pentru o vreme îi dezactivează. Omul acesta cu 10 sicrie în curte s-a aplecat în fața Domnului și s-a închinat ca atunci când cei 10 copii erau la pari. Nu mai avea niciun măgar, niciun bou, nicio cămilă, nicio oaie să facă o petrecere. Dar s-a plecat și s-a închinat. Diavolul a fost făcut de rușine și Dumnezeu a fost onorat. Dumnezeu și-a păstrat argumentul de a se lăuda cu Iov și de a-l aprecia pe Iov. Iov
nu s-a închinat pentru beneficii. Și închinarea lui nu era recompensatoare, era inițiatoare. El s-a închinat pentru că a vrut să se închine, nu s-a închinat ca să răspundă la o binecuvântare. Vă mai aduceți aminte de câte ori v-am sâcâit să ne gândim atunci când ne rugăm, să nu spunem vorbe. Dăm, te rugăm, ai milă, te rugăm, binecuvintează-ne, te rugăm, dăm, te rugăm, ai milă, te rugăm, binecuvintează-ne, te rugăm. Oameni buni, haideți să gândim când ne rugăm. În ultimii ani mă lupt cu felul în care mă rog legat de ideea asta. Mă lupt cu felul în care mă rog și am început să-mi schimb, deși nu-s mulțumit de cât am schimbat, am început să-mi schimb rugăciunea, dar nu rugăciunea, felul de a gândi. Primul lucru pe care vreau să-l fac nu este să cer, nu este să-i fac program lui Dumnezeu ce să facă cu mine și cu familia mea. Nu, asta nu e important, în primul rând, ci este să mă concentrez pe Dumnezeu și nu pe mine, pe slava Lui și nu pe nevoile mele. Și prima parte a rugăciunii să aibă legătură cu El și mai apoi să-i spun și despre mine ce mă doare și de ce am nevoie. Asta este maturitate, și acum nu vorbesc despre mine, vorbesc despre principiul din Scriptură. Dumnezeu este prea mare ca să începem cu noi. Dumnezeu este prea important ca să ne concentrăm asupra noastră și toată rugăciunea să folosească verbele dă-mi, ai milă, binecuvintează-mă. Asta este comercializare. Asta este atitudine recompensatoare. Dar când te închini fără să ceri și fără să primești, aia este inițiatoare. Inițiezi să-i mulțumești, să îl onorezi, să îl proclami și să faci lucrul acesta fără să fii plătit. Când ai curtea plină de animale, când ai frigiderul de stă să se deschidă ușa, când ai bani în cont pentru cel puțin pentru câteva luni, unii poate chiar pentru mai mult, alții doar pentru câteva zile, nu e nicio ispravă atunci să-i mulțumești lui Dumnezeu. Deși și atunci este normal și de apreciat, dar atunci când nu mai ai pentru ce, sau în aparență nu ai pentru ce, să-i aduci onoare lui Dumnezeu și să te închini, atunci este inițiator, nu recompensator. Atunci te concentrezi pe Dumnezeu fără să te gândești dacă Dumnezeu merită să-i mulțumești că ți-a dat ceva sau nu. El merită nu pentru ceea ce ne dă, El merită pentru ceea ce este. Credeți-mă că dacă nu schimbăm nimic în această seară, eu mi-am pierdut timpul cu predica asta. Dacă nu modificăm nimic în mintea asta noastră și în principiul nostru de a ne ruga, în felul în care ne raportăm la Dumnezeu și verbele pe care le folosim într-o rugăciune și persoana pe care ne concentrăm când începem o rugăciune, credeți-mă că tot serviciul nostru divin este religie. Și noi nu suntem aici să învățăm ceva, noi suntem aici de obicei, oamenii lui Dumnezeu. Nu noi suntem importanți, El este important. E adevărat că avem un suflet, o familie, o gură, un stomac, e adevărat că avem biluri, avem nevoie de curent, de apă, avem nevoie de mâncare, toate astea sunt adevărate, dar dincolo de nevoile astea, care se termină mâine când vom pune mâinile pe piept și vom sta aici într-o seară, există un Dumnezeu veșnic care merită să fie înălțat și onorat. Și trebuie să ne schimbăm felul în care ne rugăm și să-i dăm prioritate lui Dumnezeu. Să începem rugăciunea și un minut să pronunțăm numele Lui și să recunoaștem cine este El. Să-L proclamăm pe Dumnezeu, să-I mulțumim lui Dumnezeu, fără să cerem nimic. Eu s-a închinat și a spus, Dumnezeu mi-a dat lucrurile astea, eu când m-am născut n-am avut nimic. Dumnezeu mi l-a dat, m-am bucurat o vreme de ele, inclusiv de copii. Care dintre dumneavoastră ați fi avut curaj când au fost aici familiile care și-au mormântat copiii, 25 aprilie, 18 iunie,
să spuneți următorul lucru. Dumnezeu vi l-a dat pentru o vreme, Dumnezeu l-a luat, lăudat să fie Domnul. Care dintre noi am fi avut curajul să spunem asta uitându-ne în ochii fraților Dan și Ionică sau Ioana și Violeta? Vedeți care e teologia Scripturii? Scriptura vrea să ne detașăm de lucrurile de pe pământ. Iar Hristos în Noul Testament spunea, dacă îți iubești mai mult nevasta și copilul decât pe mine, nu se poate, am sorry, rămâi cu ei. Pare inuman pentru LGBT, da. Pentru o teologie corectă, nu. Oameni buni, viața noastră este atât. Asta este o secundă. Asta este o secundă, e un minut, e o clipă între maternitate și mormânt. Nu vreau să spun că e tot una că-ți mor copiii sau nu. E tot una că stai sub cerul liber sau ai o casă. E tot una că ești sănătos sau pur și simplu nu mai poți să vii la adunare că ești vai, vai. Nu asta vreau să spun. Vreau să spun că atunci când Dumnezeu te pune în teasc, nu te plânge. Nu-L ispiti pe Dumnezeu. Nu te împotrivi. Nu te văicări. Ai demnitatea și onorează-L pe Dumnezeu acolo, în teasc. Ai demnitatea și spune-i lui Dumnezeu, Doamne, n-am avut nimic când m-am născut. Tu mi-ai dat pentru o vreme sănătatea, mi-ai dat pentru o vreme familia, mi-ai dat pentru o vreme casa, mașina, mi-ai dat pentru o vreme mâna, ochiul, mi-ai dat pentru o vreme copilul. Toate sale tale, mi le-ai dat pentru o vreme și la un moment dat mi le-ai luat înapoi. Și bine că nu mi le-ai luat pe toate. Lui Iov, în afară de viață și de nevastă, i-a luat tot. Iar omul ăsta s-a închinat. Nici urmă de comercializare și de recompens, doar inițiativă și principii. Omul acesta este admirabil. Priviți cum se încheie al treilea tablou. În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Dacă eu aș fi fost în locul lui, probabil că m-aș fi gândit, Doamne, unul să-mi fi lăsat din 10. Tu ceri zeciuială, dar Tu ai luat 10, Doamne. Nu mai mi-ai lăsat nici unul, nici doi, în loc de 9. Nu mi-ai lăsat nimic. Scriptura spune că n-a zis nimic. Ce fel de om a fost Iov? Ce fel de bărbat a fost ăsta? Vitejii Domnului, ce fel de bărbat a fost ăsta? Ce fel de tată a fost omul ăsta? Cum vom sta lângă el în împărăția lui Dumnezeu? Unul dintre noi probabil că va cânta lângă el. Al patrulea tablou, capitolul 2, versetul 1 până la versetul 6. Al doilea consiliu în cer. A doua lauda lui Dumnezeu și apreciere pentru robul său Iov. Din nou, diavolul contestă și batjocorește. De data asta, l-acuză de oportunism. Piele pentru piele. Observați, acum nu mai vorbește de binecuvântări, că săracul nu mai avea. L-a golit. Nu mai avea nimic. Și acum un lucru mai avea. Pielea, viața. Vă puteți da seama cât de rău, vă puteți da seama cât de rău și de nemilos este. Nu i-a mai rămas decât sufletul, un suflet chinuit după 10 copii care i-a băgat în pământ. Un suflet care nu mai avea un țap, un ied să-l taie și să-l mănânce cu nevastă sa săracă. Și diavolul de sufletul ăsta s-a agățat. De pielea aia. Și a spus, mai are pielea, ia-i-o! Acesta este diavolul și uneori îl urmăm și îl ascultăm. Priviți ce atitudine mizerabilă. Cel mai rău om de pe pământ nu poate să fie atât de nemilos. Satan a răspuns, omul dă orice pentru viața lui. Știți ce îi spune Dumnezeu? Observați versetul 4. Piele pentru piele, omul dă tot ce are pentru viața lui. Versetul 5. Atinge-te de el, de oasele lui, de carnea lui și sunt încredințat că de data asta, gata, te părăsești. Un singur lucru i-a mai rămas. Pielea, carnea, oasele, viața. Priviți versetul 6. Domnul a zis Satanei, iată,
ți-l dau pe el acum pe mână, nu celelalte lucruri. Acum ți-l dau pe el pe mână, dar de viața lui să nu te atingi. Același tablou, al doilea tablou se încheie cu aceeași afirmație. Satana a plecat dinaintea Domnului. A plecat mulțumit. Din nou a crezut că Dumnezeu pierde. Și urmează tabloul numărul 5. Ultimul din perspectiva predicii mele din această seară. S-a dus și l-a lovit pe Iov. Primul lucru pe care l-a făcut, grăbit, este să-l lovească pe Iov. Știți cu ce? Cu o bubă rea. Un fel de cancer de piele, un fel de, nu știu, nu mă pricep. Din talpa la picior, unde calci, Biblia ne spune, până în creștetul capului, era tot o spuzeală, o bubă, adică o carne vie. Probabil că avea o mâncărime teribilă, că Biblia ne spune că se scărpina cu un ciob stând pe o grămadă de gunoi. Uitați-vă la faima ținutului. Fără copii, fără niciun animal și cu cancer gata să-și dea sufletul. De ce? Pentru că Dumnezeu a vrut să conteste, nu cu vorba și nici cu principiile, ci cu viața unui om, filozofia meschină și mizerabilă, contestabilă a diavolului care a spus Iov se comportă recompensator și comercial, e un oportunist. Iov a luat un ciob, se scărpina și de data asta nevasta vine și îi spune ar fi bine să faci ceva care îl provoacă pe Dumnezeu și te omoară, nu mai are rost să trăiești, bărbate. Alții o prezintă pe soția lui ca pe, dintr-o altă perspectivă. Părerea mea personală este că aceasta a fost motivația ei, dar n-am niciun argument, după cum nici ceilalți nu au. Nu se spune decât ce se spune în Scriptură. Însă Iov îi spune un lucru care dă mai multă dreptate la ceea ce n-am spus eu. Vorbești ca o femeie nebună. Observați din nou ceea ce a spus mai devreme. Domnul a dat, Domnul a luat. Aici zice altfel. Când ne dă Dumnezeu și ne face bine, suntem bucuroși și ne rugăm. Când ne ia Dumnezeu și ne merge rău, să nu ne mai rugăm? Primim de la Dumnezeu binele și când ne dă răul să întoarcem spatele și să nu mai venim la biserică? Câte zeci de ani ar trebui să trăim, să-L iubim pe Dumnezeu, nu pentru ce ne dă? Câte zeci de ani ar trebui să trăim ca să ajungem la nivelul de maturitate în care să-L iubim pe Dumnezeu, indiferent ce se întâmplă, și să ne putem închina întotdeauna, chiar dacă noi inima plânge? În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui. Ceea ce am vrut să prezint în această seară este un bărbat adevărat, care era căsătorit, deci era soț și avea 10 copii, deci era tată. Un bărbat care este prezentat în 3 tablouri, între ele intercalându-se 2 tablouri din cer, unde diavolul solicită insistent, cu argumente, să-i încerce credința, pentru ca să-i dovedească lui Dumnezeu lipsa de loialitate și de fidelitate și doar materialism, oportunism și atitudine recompensatoare. Mă întreb, în ce măsură bărbații generației noastre pot să fie niște bărbați așa de adevărați ca Iov? Muncim de dimineață până seara, ne iubim copiii și soțiile, sau soțiile și copiii, iertați-mă de așezarea greșită a priorităților. Încercăm să le dăm un rost, să facem din casa noastră o casă binecuvântată. Și toate astea uneori le facem cu prețul îndepărtării de Dumnezeu și în final de biserică. Că mai întâi ne îndepărtăm de Dumnezeu și apoi de biserică. Iov, și când a fost bogat și sănătos, și când a fost sărac și bolnav, s-a închinat înaintea lui Dumnezeu. Scumpi bărbați, vă întreb în această seară, în ce măsură avem intenția să nu-L mai iubim pe Dumnezeu pentru ce ne oferă, ci, indiferent că ne oferă sau nu, noi vom fi credincioși Domnului? În ce măsură vom hotărâ să ne închinăm, indiferent cum ne simțim, indiferent care e starea de sănătate,
Indiferent dacă dăm cu împrumut sau ajungem să luăm cu împrumut. În ce măsură închinarea noastră nu va depinde de starea noastră, nu va depinde de sănătatea noastră, nu va depinde de contul nostru, nu va depinde de nimic, decât de principiul și de credința pe care o avem. Dumnezeu merită să ne închinăm. În seara asta vă chem pe toți să ne reconsacrăm ca niște bărbați adevărați. Și vă chem pe voi, bărbați de mâine, care vă veți căsători anul ăsta sau la anul, sau la anul, sau la anul. Dezvoltați-vă să fiți niște bărbați adevărați. Nu vindeți închinarea pe binecuvântări. O oferiți-o lui Dumnezeu, indiferent ce face astăzi cu voi. Că uneori nu ne binecuvintează ca să ne dovedească și nouă că El oricum știe că ne închinăm pentru ce primim. Pentru verbele dă-ne, fă-ne, ajută-ne, sărcă-ne, prăpădim. Timpul s-a încheiat și o să închei și eu chiar acum, rugându-vă să avem un moment de introspecție, de meditație, de uitare în interiorul nostru, ascunsul față de public. Dumneavoastră nu știți cum arăt eu pe dinăuntru. Iertați-mă că vă dau un exemplu destul de urât. Când ne descălțăm seara de ciorapi, îi întoarcem pe dos. Așa sufletul nostru are un dos pe dinăuntru unde nu se vede. Cum suntem pe dinăuntru? Mi-am luat unul dintre cele mai frumoase costume și cravată și am venit aici că e Father's Day. Dar există riscul să nu fiu așa pe dinăuntru. Pe dinăuntru să fiu murdar și urât și Dumnezeu să nu mă poată privi pentru că urmează să mă pedepsească. Atâția bărbați care vin la biserică nu știu să-și gestioneze sexualitatea și trăiesc poftind femeile altora. Sunt lacom de avere, sunt violenți, au atitudine mizerabilă, mint, se comportă foarte urât, dezonorează pe Dumnezeu și biserica. Atâția bărbați sunt lipsiți de integritate, de omenie, de bun simț, niște șmecheri. Frații mei, Dumnezeu ne-a chemat să stăm cu mâinile ridicate și curate, nu doar ridicate. Ridicate și curate. Dumnezeu ne-a chemat să nu mai fim violenți, agresivi, bătăuși, certăreți, conflictuali, răzbunători, să fim iertători și plini de iubire. Dumnezeu ne-a chemat să fim niște bărbați adevărați, integri, înțelepți. Asta nu înseamnă perfecți. Când soția mea s-a căsătorit cu mine, ea a sperat că eu voi fi un astfel de bărbat. Nici nu mă interesează acum cum e ea. Mă interesează cum sunt eu. Eu nu pot schimba pe ea. Eu mă pot schimba doar pe mine. Am vârsta asta. Mâine, poi mâine, e normal să-mi vină vremea, să nici nu plângeți când mi-o veni. Am trăit destul. Cum voi fi eu când voi pleca? Cât de adevărat voi fi eu înaintea lui Dumnezeu? Nu doar pe din afară, cu 200-300 de dolari, unde îmi cumpăr de la prăvălie din nou un costum sclipitor. Vă chem în seara asta să vă gândiți și dumneavoastră așa. Și plecând de aici din adunare, să ne hotărâm să nu mai fim buni cu soția când merită, ci să fim buni înaintea lui Dumnezeu. Să nu mai fim buni cu copiii și cu părinții și cu rudele și cu prietenii când merită, ci noi să fim buni înaintea lui Dumnezeu. Să nu ne mai închinăm și să venim la biserică când Dumnezeu ne binecuvintează. Și să venim indiferent ce se întâmplă, că o viață avem să-i arătăm lui Dumnezeu și oamenilor cine suntem și de ce facem ceea ce facem. Recompensator și comercial sau ne închinăm din principiu unui Dumnezeu care merită închinarea. Haideți să ne rugăm!